Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem împreună biluțe cu nucă de cocos și covrigei cu ceapă verde. Și o să încep cu biluțele, că trebuie să le las puțin să se odihnească. Și aici am 100 de grame de cocos, vedeți? Făină de cocos. 100 de grame. Apoi mai am nevoie de 85 de grame de făină albă. 70, 35 de grame, eu am făcut la jumătate, 35 de grame de zahăr pudră. Așa. 120 de lapte. Eu laptele l-am înfierbântat, este fierbinte. Apoi o să mai pun 50 de grame de unt. Grame de praf de copt. Am să pun și esență de migdale și puțină coajă de lămâie. Și am să încep cu acestea și într-un bol am să pun nuca de cocos. Am să pun zahărul. Untul. Am să pun puțină esență de migdale. Și am să pun și puțină esență, coajă de lămâie sau esență de lămâie, de ce vă place. Eu pun o linguriță mică. Așa. Și am să pun și laptele fierbinte. Am să amestec. Untul este la temperatura camerei. Amestecăm bine, bine. Și la urmă o să adăugăm praful de copt și cu făină. Mai întâi amestecăm bine cocosul cu laptele, cu untul și cu aromele. Așa. Acum eu am să pun și făina și praful de copt. Și amestec. Amestecăm bine. Ia uitați, compoziția este aproape gata. Eu am să dau deoparte, să se odihnească. Așa. Este, cred că este gata. Și aici eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu hârtie ca să le punem să le punem. Așa, să mai amestec o lingură mai bine. Și acum, ori le punem cu lingura, ori le luăm cu mâna și facem biluțe. Ia să vedem cum arată aluatul. Arată bine. Ia uitați cum arată aluatul. Aluatul cu nucă de cocos. Și acum o să luăm și o să facem biluțe și o să le punem pe tava noastră și le dăm la cuptor. Și cât stau la cuptor, o să dăm formă la covrigei. Acum am să le dau la cuptor
La 180 de grade le lăsăm maxim 15 minute. Le controlăm după 10 minute. Pentru covrigei o să avem nevoie cam de 500 de grame de făină. O să vedem dacă ne mai trebuie sau făină o punem treptat. Apoi, o să avem nevoie de 140 de ulei. Puteți pune și ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui. 80 de apă. Apoi o să punem 80 de vin alb. 50 de parmezan. Eu aici am cam 130 de ceapă verde. Eu am fritat-o, am măcinat-o, am făcut-o bucățele mici. Așa. O să punem și puțin praf de copt, cam 8 grame de praf de copt. Praf de copt să puneți pentru, vedeți că se găsește praf de copt pentru dulciuri și praf de copt pentru rețete sărate. Și puțină sare. Și tot la fel, o să punem toate ingredientele într-un bol. Pur și simplu le unim pe toate. Și o să punem uleiul. Să le dau deoparte ca să vedeți. Am să pun uleiul. Cu apa. Cu vinul. O să punem și puțină sare. Așa. O să punem și parmezanul. Așa, amestecăm bine. Punem și ceapa. Ceapa o puneți după gust, cât vă place. Mie îmi place mai multă ceapă. Cât este mai mult, atât este mai bun. Așa, punem și ceapa. O punem pe toată. Amestecăm. Gustați dacă este bun de sare. Am amestecat bine. O să gustăm, să vedem dacă este bun de sare. Mai trebuie puțin. O să mai punem puțină. Și acum începem să adăugăm făină. Și o adăugăm așa. O cernem. Făina și cu praful de copt. Să vedeți ce bunătate e. O să deschid un pic și geamul. Așa, că am deschis și cuptorul între timp, ca să le băgăm și la cuptor, pentru că nu durează mult. Biluțele în 10-15 minute maxim se coc și covrigei e tot la fel, maxim 20 de minute. Amestecăm bine. Și acum adăugăm făină, să avem un aluat potrivit de tare. Să vedem cât intră, dacă intră 500, mai puțin sau mai mult. Acum depinde. Depinde cât de apoasă este ceapa și cât am pus. Pune mai multă, mai puțină și făina o punem în funcție de câtă ceapă adăugăm. Așa. Și amestecăm. Amestecăm bine. Făina o punem treptat. O punem treptat ca să putem să amestecăm bine, să nu facem cocoloașe. Și să intre aromele una în alta. Așa, mai adăugăm puțină făină.
Trebuie să intre cam 450 de grame de făină. Acum o să vedem cât intră. Mai trebuie puțin făinuță. Pe masa de lucru. Și o să amestecăm cu mâna. Mai trebuie făină, că este moale. Cred că o să intre jumătate de kilogram, 500 de grame. Dacă vă duceți pe canalul meu de YouTube, găsiți foarte, foarte multe rețete. Cred că am peste 450. Am în jur de 15 rețete de cozonaci. Una mai bună ca cealaltă. Este aproape gata aluatul. Îmi place foarte mult să fac prăjituri. Să descoper noi rețete, să le inventez. O să găsiți pe canalul meu de YouTube o rețetă de un tort făcut cu alune și cu sfeclă roșie. Să-l încercați să vedeți ce bunătate este. Aveam sfeclă într-o zi, alune, zic ia să fac eu ceva, să fac o prăjitură și mi-a ieșit un tortuleț extraordinar de bun. Și l-am făcut cu mustică. Și la formă tot la fel, o să o dăm cum dorim. Am găsit o tavă mai mare. Ca să punem cobrigeii. Și acum le dăm forma care ne place. Eu am să-i fac așa. Uitați așa și am să-i această formă să le dau astăzi. Am să-i pun așa în tavă, unul lângă celălalt. Repede. Eu am un deget unde m-am tăiat mai devreme. Îi faceți mai mici, mai mari, chiar și cu formă îi puteți face. Eu am luat-o, l-am lăsat un pic mai mărcuț astăzi. Ia uitați consistența cum este. Vedeți? Să văd. Dacă e bun de sare. E bun.
E o ceapă o pun crudă. Puteți pune și în loc de ceapă, puteți pune și buion, și rozmarin, și curcuma. Și ardei iute cu ce am mai făcut. Am o rețetă unde am pus 9 arome. Am împărțit aluatul în 9 și în fiecare am adăugat câte un condiment. Umplem tava și o dăm la cuptor. Între timp sunt aproape gata biluțele cu cocos. Se fac la cuptor. Așa. Mai rupem o bucată de aluat. Covrigei cu ceapă sunt preferații mei. Păi cei cu ardei iute. Tăiem așa bucățele. Ne facem loc și dăm forma în covrigei. Acum am să scot biluțele, cred că sunt gata. Ia uitați. Frige, frige. Cred că sunt gata. Mai puțin. Am să dau la cuptor. Tot așa, circa 15-20 de minute am să las. Biluțele. O să le pun aici pe farfurie. Să vedem cum sunt. Uitați. Biluțe. Ia uitați. Covrigii. Vedeți? Cum sunt? Au, oh, frige, frige. Ia să dăm deoparte. Intră toți, intră. Așa pe tot, ca să facem o mutură. Gata. Acum am să dau la cuptor. Să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare, că mi-ați fost alături tot timpul cât eu am preparat aceste două rețete. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. Covrigei cu ceapă verde și biluțe cu nucă de cocos. Două rețete super, super bune.